În urma cu 14 ani, la data de 11 septembrie 2001, două avioane au lovit World Trade Center la New York, unul Pentagonul la Washington, iar cel de al patrulea viza probabil capitoliul. După intervenția pasagerilor, ultimul avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania. Turnurile gemene ale World Trade Center, cei mai înalți nori din New York, au fost lovite la un interval de câteva minute de două dintre avioanele deturnate. Primul aparat, un Boeing 767 al companiei American Airlines, având 92 de persoane la bord, dintre care cinci teroriști, a lovit primul turn la ora locală 8:46, 15:46 ora României, distrugând etajele superioare ale clădirii. După aproximativ 20 de minute, al doilea Boeing 767, aparținând unei companii aeriene americane și având 65 de persoane la bord, dintre care 5 teroriști, a lovit cel de-al doilea turn al World Trade Center. Evenimentul a fost transmis în direct de posturile de televiziune din întreaga lume. La ora locală 9.43, 16.43, ora României, un Boeing 757 al unei alte companii aeriene americane cu 64 de persoane la bord, dintre care 5 teroriști, s-a prăbușit peste Pentagon, provocând pagube semnate la fațada vestică a clădirii Ministerului American al Apărării. Un al patrulea aparat Boeing 757 al companiei United Airlines, care transporta 44 de persoane la bord, dintre care 4 teroriști, s-a prăbușit pe un câmp din Pelsil, în estul țării. Obiectivul precis al teroriștilor a rămas până astăzi necunoscut, la fel ca și împrejurările exacte ale producerii catastrofei. Se pare că unii pasageri informați prin telefonul mobil despre evenimentele din New York i-au atacat pe teroriști. Teroriștii au ales avioane care efectuau zboruri pe distanțe lungi și aveau rezervoarele pline de combustibil pentru a provoca pagube cât mai mari. Cele două turnuri ale World Trade Center s-au prăbușit unul după celălalt, turnul sudic la ora locală 10.05, 17.05 ora României, iar cel nordic la 10.28, 17.28 ora României. Sub dărâmături au fost prinse sute de persoane care nu putuseră fi evacuate și mulți salvatori, în timp ce întregul cartier Manhattan a fost acoperit de un nor de fum negru și de praf. În această dată, biroul Federal de Investigații din Statele Unite al Americii, FBI nu a constatat vreo amenințare specifică și credibilă la adresa Statelor Unite în perspectiva marcării vinerea, 14 ani, de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, a declarat joi 10 septembrie 2015 directorul FBI James Comey într-o conferință organizată la Washington, relatează Ager Press. Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 au cauzat moartea circa 3.000 de persoane la New York și Washington.